siguranță ai auzit de faptul că sportul este o componentă esențială pentru o condiție fizică bună. Sau, de ce nu, atunci când cauți un răspuns la întrebarea ce ne-ar putea ajuta să avem o viață activă și sănătoasă. Sportul este o activitate elementară în viața fiecăruia, aducând beneficii evidente asupra dezvoltării armonioase și asupra stării de sănătate. Sportul este de asemenea un instrument puternic care ne ajută să ne conservăm echilibrul fizic, dar și mental. Pentru încurajare, venim în sprijinul dumneavoastră cu sfaturi de la profesioniști în domeniu. Dacă vrei să te simți plin de energie, totul se rezumă la acest lucru. Fă sport! Atunci când ne gândim la sport, întotdeauna luăm în calcul diverse exerciții fizice pe care ar trebui să le executăm, fie că suntem acasă, că suntem în grădină, pe terasă. De această dată vă propun o alt fel de mișcare, evident, sub îndrumarea Mihaelei Teodorescu. Bine v-am regăsit! Astăzi o să facem antrenament cardio, câteva minute de antrenament cardio, pe care vi-l recomand periodic, deci nu în fiecare zi. Când aveți timp, răbdare, când, în general și după antrenamente, când lucrăm, 20 de minute de cardio la 2 zile, la 3 zile sunt suficiente. Da? Asta în cazul în care nu dorim un antrenament special, mergem pe stadion, alergăm, acolo este cu totul altceva. O să vă placă, este pe ritm, un ritm încetuț așa ritmat. O să folosesc un bețișor ca să nu ne plictisim, aceeași chestiune, și folosiți de acolo exerciții care vă plac să le faceți și voi. Aceste exerciții au cumva și condiții de vârstă, de greutate, de nu neapărat cardio, în general exercițiile sunt condiționate de ceva? În general trebuie să ne adaptăm antrenamentul la vârstă, așa este și la greutatea pe care o avem și la trecutul pe care îl avem în sală, adică depinde și cât am lucrat, dacă nu trebuie să ne băgăm foarte tare în nimic, o luăm treptat întotdeauna. Cardio este recomandat oricui, de la mersul pe jos, asta înseamnă cardio, că plimb cățelul sau că alerg sau că fac puțin antrenament în sală aerobic, este absolut ok. Ne adaptăm la efortul respectiv și dacă mergem într-o sală și facem cu ceilalți, dacă nu mai putem, noi batem pasul pe loc, marș pe loc, ei continuă. Mișcarea este bună la orice vârstă, sub orice formă, cu măsură. Și controlată și supravegheată, dacă se poate. Sigur. Să vă urmărim și astăzi. Să începem. Începem cu antrenamentul nostru cardio. Avem un bețișor, îl folosim pentru amuzament, se poate și fără el. Încercăm să ținem un ritm, niște biți, aici avem 140, puteți și mai puțin, și 136, ok? Antrenăm mușchiul inimii, miocardul, da? Tot timpul respiră. Thank you.
minte răsucești, folosește abdomen și repede. Hai, hai, poți și tu, hai cu mine. Ce? Ce? Ții acum bățul de jos și abdomen, coatele sus, răsucești, poți să faci cu-n braț. Totul sus, răsucește. Hai, hai. Super.